Sinistrații de la Ognele Mari fără acte de proprietate după un deceniu de la strămutarea în casele de la Căzănești. 34 de familii care au rămas fără agoniseala de o viață în urma prăbușirii câmpului 2 de sonde și a revărsării saramurii din câmpul 1 de sonde au doar un contract de comodat pentru casele repartizate de Ministerul Economiei prin Societatea Națională a Sării. La fel de grav este faptul că localnicii strămutați plătesc în fiecare an taxe și impozite locale pentru casele și terenurile la care nu mai au acces după surparea cavernelor. Partea asta altă și Căpul Mihai și partea asta și Căpul Ioan. Okay. Casele erau casele atunci construitele. Șase dintre familiile ale căror case și terenuri au fost afectate de surparea minelor de sare de la Ognele Mari au fost strămutate în 2007 la Copăcelu, iar alte 28 au primit case la marginea cartierului Căzănești. De-a lungul anilor, oamenii au făcut o serie de demersuri și au avut discuții cu reprezentanții Ministerului Economiei, dar de fiecare dată li s-a spus că ar exista probleme de ordin juridic și de aceea nu au primit documentele. Disperați, sinistrații i-au scris inclusiv președintele României pentru a-i cere ajutorul. Noi suntem aici pur și simplu chiriași. Nu puteți să faceți asigurări pe case? Nu facem, putem facem nimica. Nici să facem ceva îmbunătățiri pe lângă case, pentru că nu avem posibilitate, nu avem acte. Am făcut și noi, am făcut și către avocatul poporului, am trimis hârtii și către domnul președinte și către doamna prim-ministru. Ce răspunsuri ați primit? N-am primit deocamdată niciun răspuns. Uh-huh. Acum așteptăm. Am vrea să fim proprietari. Domnișoară, cine n-ar vrea? Eu sunt bătrână, mor, dar uite, rămâne copii și copiii săraci, ce să fac în ziua de azi? Acolo a fost o problemă și cu contractele la utilități, s-au rezolvat, iar acum problema cea mai mare și cea mai grea pentru oamenii care au fost strămutați în Căzănești este că nu pot să facă acele acte de proprietărie, adică contractele de schimb sau de vânzare-cumpărare. Problema este la Ministerul Economiei, Comerțminu, care invocă tot felul de probleme, ba Curtea de Conturi, ba instanțe judecătorești. Localnicii arată cu degetul și spre autoritățile locale. După 10 ani de la strămutare, aceștia sunt impozitați în continuare pentru casele și terenurile la care nu mai au acces sau care au fost înghițite de saramură. În apărarea sa, edilul din Ognele Mari invocă însă un articol din Constituție. Proprietari nu suntem, suntem încomodat, un comodat care de obicei nu trebuie să dureze mai mult de 2 ani. Și câți ani au trecut? Au trecut 9 de când, 9 ani și jumătate. La Ognele Mari noi plătim impozite pe casele care de fapt nici nu mai există. Că ori s-au dărâmat singure prin prăbușire, ori au fost furate. Îl plătesc, mamă, fetiță, plătesc, da, și mai am și pădure. Eu nu iau nimic de acolo. Așa este ca dumneavoastră, dar cum scrie și în Constituție, deci plătește acolo unde ești proprietar. Lomului s-a făcut schimbul de proprietăți și e normal să plătească pe raza localității Ognele Mari, până când vor avea acele acte de schimb. În luna martie a acestui an, familiile strămutate, conducerea primăriei Ognele Mari și reprezentanții Ministerului Economiei s-au întâlnit la sediul prefecturii Vâlcea pentru a discuta pe această temă. În timpul întâlnirii, localnicii au primit promisiuni că se vor continua demersurile pentru ca ei să primească actele de proprietate.